Salut! Sunt Dr. Rainbow. Lucrez în cadrul firmei Rainbow for Swan și o să vă arăt tot ce trebuie să știți ca să folosiți acest sistem cu maximă eficiență. Aceste sfaturi le veți găsi la mine pe Facebook sau alte rețele de socializare sub pseudonimul Dr. Rainbow, iar dacă aveți nevoie de informații suplimentare, puteți să-mi scrieți sau să mă sunați la numărul de telefon 0722 67 28 68. Să începem! Salut! Sunt Dr. Remo. Am revenit cu întreținerea electrovătătorului, sau mai bine zis, ceea ce trebuie să știe orice fel de posesor Remo. Este întreținere foarte ușoară, este o întreținere uzuală. Normal, cine e bărbat în casă ar trebui să facă chestia asta, dacă nu, sunt convins că și doamnele se pot descurca foarte ușor și fără niciun fel, de probleme. Să reluăm poziția Rainbow, exact așa cum o lăsăm noi după ce am terminat utilizarea lui. El arată așa. Da? Ce trebuie să facem? Primul lucru, tragem în spate de pivot ca să-l deblocăm de aici. Îl dăm într-o parte la 90 de grade. Și îl întoarcem foarte frumos cu burtica în sus. Avem aici un blocator de talpă, care trebuie să răsăcim frumușel. El s-a desfăcut aici. După care, avem două clapete în partea dreaptă și două clapete în partea stângă. Cum se desfac aceste clapete? Da? Folosind ambele mâini, clapeta de aici, băgăm degețelul frumușel, tragem spre noi, clapeta de aici se împinge către exterior. Facem această observație, această operație și observăm că s-a desfăcut foarte ușurel de aici capacul. Repetăm operația în partea stângă, deci clapeta de aici în exterior, clapeta de aici spre mine. E, de data asta, capacul se ridică în totalitate. L-am scos frumos și l-am dat deoparte. Acum ne-a apărut interiorul lui, tamburul cu rama de rezervă, tot ce avem nevoie ca să-l întreținem. Observăm aici, în partea dreaptă, avem o curea de rezervă. Da? Putem să o scoate, puteți să o lăsăm acolo, nu are importanță, oricum să o avem la îndemână. După care, singurul lucru pe care trebuie să-l avem, este o șurubelință dreaptă. Da? Am băgat șurubelința sub tambur și ridicăm, pur și simplu, tamburul de o parte. Lăsăm șurubelința acolo. Da? Am luat... Aici scoatem cureaua de pe axul motor, o să o vedeți, este foarte simplă, da? O scoatem și pe aia și o punem deoparte. După care, unde se strânge foarte multă mizerie, îi scoatem aceste capete, da? Și observăm în momentul ăsta, aici am rulmenții pe care se învârte tamburul, un rulment mai micuț și un rulment mai mare. De multe ori, cea mai multă mizerie, vă spun din experiență, se strânge aici, lângă rulmentul cel mare. De ce se întâmplă chestia asta? Sincer, n-aș putea să vă spun, dar experiența mea mi-arată că aici trebuie curățat foarte, foarte bine. La fel o să observați că atunci când dați mizeria la o parte din această zonă și rotiți de rulment, o să auziți un zgomot de frecat fier pe fier. Dacă auziți acest lucru, înseamnă că rulmentul nu mai are vaselină și trebuie uns. Da? Același lucru și în partea cealaltă, la rulmentul mai micuț, se curăță tot cu o peliuță cu ceva. Dacă pe tamburul ăsta, cum se întâmplă foarte des, se strânge păr de pe covor, de pe alte zone, așa, atunci putem să folosim cu o forfecuță, să tăiem firele de păr, să le scoatem, să le aruncăm. Ce mai putem face? Putem să folosim șervețele umede și să ștergem acest tambur. Dacă cumva el este murdar de, eu știu, umezeala strânge praf și aici se poate face o poșniță de praf destul de neplăcută, da? Și este neplăcută atât vizual cât și ca miros. După care, dacă am reușit să punem puțină vaselină la acest rulmenți, normal, e o operație recomandată mai mult bărbaților sau cine se pricepe mai bine, așa, trebuie o vaselină mai viscoasă, o vaselină de viteză mare, pentru că acest tambur atinge până la 14.000 de bătăi. Deci o durație extrem de mare, dar nu orice fel de vaselină este bună pentru sistemul nostru. Pentru montarea înapoi, avem... Trebuie să
American e o chestie foarte deșteaptă, nu poți să greșești să pui acest sistem, să-l pui în stânga sau în dreapta, pentru că el are doar un locaș foarte micuț pentru un rulmen mic. Și atunci se pune aici. În partea cealaltă, locașul acesta mare, pe rulmentul mare, și s-a băgat frumușel. La fel, cureaua, luăm cureaua. Cureaua nu poate fi pusă decât în locul acesta, aici nu există loc de curea, și în partea asta unde este motorul lui. Da? Așezăm frumușel, da? După care băgăm cu degețelul cureaua după axul motor. Avem grijă, uitați cum pun aceste capete, da? Au și niște urechiușe aici de ghidare, da? Le așezăm frumușel și avem grijă în momentul în care tragem, ele să intre perfect în locașul lor. O să vă arăt acum despre o mișcare pe care mulți nu o iau în considerație. Observați, dacă vă uitați la cele două capete ale tamburului nostru, aceasta este mai sus. Deci este clar că aici n-a fost băgat bine. Atunci putem să-l tragem, să-l așezăm din nou. Până când, da, ele sunt amândouă în poziția joasă. Pentru a vedea că totul este ok, rotim de tambur, da, suntem mulțumiți, vedem că distanțele de aici sunt ok, nu uităm să punem cureaua înapoi, am montat-o frumușel, și acum capacul. Capacul îl luăm, îl punem în poziția aceasta, avem grijă să intre aici după garnitură, și apăsăm. Apăsăm în toate zonele, ambele urechi de sus, ambele urechi laterale, nu contează care cum, și răsucim această siguranță a lui. Da? După care întoarcem frumușel, putem să-l blocăm pe poziția asta și electrocutătorul este în stand-by acum, își așteaptă utilizarea următoare. Da? După cum ați văzut, întreținerea lui este foarte ușoară. Ea se face atunci când vedeți că tamburul este murdar, se face atunci când vi se pare că trage mai greu, că poate miroase mai urât, este posibil mizerie să fie înăuntru și să nu... Toată mizeria se va duce prin acest tub, se duce în aparat și va ieși aerul, cel puțin, va ieși curat, dar urât ca miros pe partea cealaltă. Asta este toată întreținerea la acest model E4. Ce aș vrea să vă spun față de modelele anterioare, acest model de electrobătător poate fi folosit pe orice suprafață. Adică poate fi folosit și pe parchet, și pe gresie, și pe faianță, și pe covor. Destinația lui principală este covorul sau saltelele care pot fi bătute, spuneam, până la o profunzime de 40 de centimetri. El bate, pelia spiră, trage foarte puternic tot ce este în saltea. Da? Deși el poate fi folosit și pe alte suprafețe, sincer, eu îl recomand doar pentru suprafețele textile. Spuneam, covoare, mochete, saltele, canapele. Nu se întâmplă nimic dacă nu aveți un pachet foarte sensibil să-l folosiți pe parchet, dar nu văd de ce să folosim un electrobătător pe parchet. Pentru că parchetul se mătură, se curăță, se spală, dar nu se bate pentru că nu avem nevoie. Da? Bun. Vă mulțumesc că ați urmărit și acest clip. Sper ca informațiile să bată la ușa care trebuie. Da? Și pentru orice sfat suplimentar pe care aș putea să vi-l dau, vă rog să mă contactați pe Facebook sub pseudonimul Dr. Rainbow și sau la numărul de telefon care l-am lăsat acolo. Mulțumesc că ați avut răbdare, că v-ați uitat la acest clip și ne întâlnim în alte clipuri cu informații folositoare pentru dumneavoastră. Sunt Dr. Rainbow și sunt mereu alături de dumneavoastră.